Bună dimineața! Astăzi m-am gândit să facem un pic ceva diferit. Cum ar fi să nu mai stăm la facultate și să mergem la un alt eveniment special. Mai exact, astăzi îmi propun să vă arăt cum e la Swimathon. Swimathon este un eveniment în care ce se întâmplă e că se adună mai mulți oameni care vor să susțină proiecte mișto. Proiectele se înscriu la Swimathon și practic fiecare om care susține un proiect, ce trebuie să facă este în primul rând să strângă fonduri pentru proiectul respectiv și în al doilea rând să înnoate pentru el. Se adună practic o echipă, foarte mulți oameni care dau ture de bazin pentru proiectul pe care îl susțin. Echipa care are cele mai multe tururi de bazin câștigă. Cel mai greu lucru pe care putem să-l facem este să găsim exact unde se ține Swimathonul. Dacă mă pierd, dacă nu o să știu ce trebuie să fac. Aha, nu știu dacă vedeți și voi ce văd eu, dar... în stânga. Dreapta, stânga, incredibil, trebuie să merg în cercuri. Cred că am găsit totuși ceva, pare că aici ar fi. Nu știu dacă vedeți voi, acolo pare o adunătură de oameni care face ceva. Nu știu exact ce, dar intenționez să aflu. Nu cred că am voie dulce. Vă servim cu ceva? Ce aveți? Avem bere blondă, nu? Nu, pare rău, nu pot bere, nu sunt la serviciu. Într-un final am găsit-o pe Alina, ceea ce înseamnă că sunt unde trebuie. Cine ești tu, Alina? Bună, eu sunt șefa șefei de la Swimathon. Ok, nu, stai un pic. Eu nu am față să vorbesc cu șef. Eu trebuie să vorbesc cu oameni mult mai simpli ca mine. Pa, Alina, mulțumesc frumos! Nădia, eu sunt tipul care vorbește tare și se filmează cât timp face asta. Multă lume aici la Swimathon. În condiția în care vezi tricouri albastre, știi practic că cu asta ne ocupăm. Acum e posibil să vă întrebați, Dragoș, dar tu ce faci la acest eveniment? Tu cu ce te ocupi? Tu de ce nu noți? Ei bine, eu nu voi nota astăzi, pentru că ce am de făcut este să prezint acest frumos eveniment. Hai cu mine! Liniștea dinaintea furtunii. E foarte multă aglomerație, e o dimineață nouă, plină, sunt foarte multe lucruri de făcut, foarte mulți înotători care abia așteaptă să-i dea drumul. E plină aici de foarte mulți oameni care în principiu sunt la bustul gol. Eu nu judec pe nimeni, nu încerc să-mi fac nicio părere. Ce se întâmplă la Swimathon este că fiecare dintre noi își alege un proiect pentru care vrea să înoate și mai important decât orice, să strângă fonduri. Avem aici o groază de oameni de la de antreprenori și pachetarii care ce fac e că vor să strângă fonduri și nu în ultimul rând să și înoate. Vrem să câștigăm! Uite cât suntem! Într-un final mi-am găsit familia, am căutat familia de antreprenori și pachetarii tot drumul ăsta. Nu pot să cred că suntem atât de mulți. Hai să ne întrebăm prietenii în primul rând, de ce sunt aici, ce vor să facă și de ce e cea mai tare academie asta despre care vorbim aici. Sunt student. Și de ce not? Not pentru Miruna. Miruna va fi o viitoare studentă și o susținem pentru că cred în educația antreprenorială. Mulți dintre voi vor crede că ăsta e un răspuns pe care l-am educat, dar nu e. A venit din inimă. E din inimă tot. Auf ihr faulen Säcke, spenden. Ok, domnul ăsta străin pare că nu știe că vlogul nostru e în limba română. Are nicio problemă, probabil că eu am greșit că am uitat să-i zic. Directoarea școlii. Hei, Alexandra! Explicați-mi în cealaltă facultate directoarea anuată pentru studenții ei. Eu n-am mai găsit așa ceva. Niciuna e singura, unica, The Entrepreneurship Academy. Hashtag Linca pe un, hashtag looking good, hashtag... Hashtag a obosit și nu mai se aude vocea lui, așa că trebuie să iau pauză, cut! Am găsit aici pe toată lumea care vrea să anuate pentru noi astăzi, du-te de aici! Cer scuze dacă suntem prea pumped up pentru cei de acasă. Asta e nevoie dacă vrei să câștigi. Asta învățăm în antreprenoriat. 24 de proiecte care schimbă România. Mă pregătesc să dau startul. Mă pregătesc să trimit toți acești războinici în apă. Să trimit pe toată lumea în apă. Asta îmi doresc cel mai tare să fac. Toată viața mea mi-am dorit să pot să dau un semnal și la semnalul meu toată lumea să intre în apă. Mai avem 2 minute până dăm startul. Asta înseamnă că toată lumea trebuie să se pună pe poziții. Trebuie să ne încălzim. Fiecare om din public trebuie să-și încălzească vocea. Trebuie să-și încălzească fluierul. Trebuie să-și încălzească palmele să putem aplauda tare, 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 tare. Ultimul minut, ultimul minut până dăm startul. 30 de secunde până la start. Dragi notători, pe locuri, fiți gata, start! Ei, și de acum începe treaba interesantă, pentru că ce se întâmplă că va câștiga echipa care va avea cele mai multe lungimi de bazin. Lungime de bazin înseamnă că am plecat de aici, am ajuns până în partea cealaltă, dăm leapșa colegul nostru, colegul nostru se întoarce înapoi. Ideea din spate nu e neapărat să avem cele mai multe lungimi de bazin, cât înseamnă
să strângem fonduri necesare pentru două studente, viitoare studente, care au nevoie de ajutorul nostru pentru a plăti taxa de școlarizare. După cum vedeți, până în acest moment avem 3 lungimi de bazin făcute. 3 lungimi. Nu zic că e mult, dar nici neapărat puțin. Ai plecat? Exact! Eu l-am ajutat, că l-am împins cu degetul. Yes, sir! Yes! Cum ești? Bă, frate, abia m-am încălzit, tati. Arde apa asta, arde, frate! Ele sunt cele două studente! Ele sunt! Pentru ele notăm astăzi! Hey! Ea e studenta pentru care notăm astăzi! Tu ești! Ai emoții? Nu există emoții în The Entrepreneurship Academy. Un antreprenor nu are emoții. Un antreprenor îi spui să noate și noată. E super simplu. Bine, Cristian Pansăr, bine! Adriane, tocmai ai notat cum te simți. Bine. Ușor dezorganizată echipa noastră, dar pare foarte motivată. Eu n-o să pun chestii negative despre noi în vlog asta. Ca un adevărat coach, Ilinca nu se poate abține de la a da indicații despre cum ar fi cel mai bine să câștigăm. Pleacă unul, pleacă sticla, după aia pleacă ăsta, pleacă sticla. Deci, facem strategia pentru echipa Sifilsmith, eu o să câștigăm. Nu despre asta, Ilinca. Facultatea noastră, nimic nu se pierde, totul se câștigă. Trebuie să împărțim nimic. Împărțim, împărțește. Pleacă sticla. Ceva foarte nu se poate întâmpla. Marco! 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 Alargă! 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 Nu vrea să alerge deloc. Persoana aia nu e antreprenor, că nu rezistă. Vezi? Nu e antreprenor, că nu poate. Un antreprenor nu se plânge atât de mult. Noi avem 15 și am văzut echipe care au 20. E ok să ne comparăm. Nu mă compar. Tot ce zic e că dacă reușim să îi împingem vreo 200 de lei la fata asta și zicem să dea vreo, să dea vreo 5 ture de la ea așa la sfârșit, să dea și ea un scor mai mare. 100 de lei dacă pui două ture în plus. Nu merită. Nu merită pentru, pentru tine, pentru mine merită 100 de lei, două ture în plus. Se lasă greu, nu e nicio problemă. La un moment dat o conving eu, până la final. Cu că am avea nevoie, a doar în caz că aș vrea să știu că am o plasă de siguranță. Aici nu încerc să spun că sunt competitiv, că nu sunt. Dacă aș fi, na, tot aș da bani. Sigur, asta nu înseamnă că la sfârșit nu o să numărăm numărul de lungimi de bazin și că ne-ar plăcea să fim pe locul 1. E ok și locul 2. Mă mulțumesc și cu locul 3. Cine a dat voie să se intre cu unicorni în apă? Cine a zis că aveți voie cu un unicorn în apă? Dați afară unicornul! N-am reușit să facem nimic. Nici măcar n-am luat premiul 1, 2 sau 3. Dar nu e despre asta până la urmă. Swimathon este despre a strânge fonduri. Despre a ne ajuta tinerii care vor să vină la facultate la noi să-și permită taxa. Și acesta de fapt este adevăratul câștig. Faptul că astăzi ne-am propus să ajutăm două viitoare studente să reușească să vină la noi la facultate și ne-a ieșit. Dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați, mă ajută să știu dacă să mai stau în facultate sau să nu stau în facultate. Poate ar fi o idee mult mai bună să plec din facultate, să găsesc alte lucruri pe care aș putea să le fac. E foarte important să-mi dați feedback-ul vostru, să-mi spuneți ce părere aveți și cum putem face vlogul ăsta să fie mai bun. Lăsați un comentariu jos sau scrieți-ne pe YouTube, pe Facebook, pe Insta, suntem peste tot căci suntem destul de moderni. Ne găsiți oriunde, doar scrieți-ne și spuneți-ne cum am putea fi mai bun, că asta ne dorim să ajungem în fiecare zi. Până data viitoare, eu am fost Dragoș, vă mulțumesc pentru atenția voastră. Ne vedem!